Salut tuturor și bine ați revenit la Bus Simulator 2016 sau 16. Acesta este episodul 2, deși probabil mulți dintre voi ce vă uitați habar n-aveți că am făcut un prim episod. Din păcate a trebuit să-l scot de pe YouTube. De ce? Pentru că, dat fiind că e un joc indie, deștepții ăștia nu s-au asigurat că asset-urile de sunet nu sunt cu copyright pe ele. Evident, mi-a descoperit copyright-ul de pe soundtrack. De pe soundtrack-ul jocului YouTube-ul și mi l-a monetizat third party și bineînțeles nu-mi convine așa ceva, așa că l-am scos pe ăla. Așa că revenim asupra lui și continuăm, de fapt nu revenim, că cei drept n-ați pierdut mult, a fost doar zona de tutorial practic făcută în primul clip. Așa că hai să ne plimbăm cu autobuzul. Rea TB scrie pe noi. Ok, pentru cei din voi care ați văzut primul clip, hai să vă explic niște chestii ce am mai făcut pe aici. În primul rând mi-am cumpărat, priviți și voi, 3 autobuze nou-nouțe. Mă rog, nu sunt chiar noi. Unul din 2005, unul din 2008 și ăsta e cel mai nou, chiar al meu îl conduc, 2012. Deci ăsta este ca și, să vă dau niște explicații, ca și Euro Truck Simulator, ăsta este practic un joc de management al propriei tale rețele de transport, în aceeași măsură în care este și un simulator, da? Și cu banii încasați din curse și chestii de-astea, îți angajezi oameni, am 2 angajați, la 3 autobuze, asta înseamnă că unul e al meu, iar ăștia alți 2 sunt ok, deci ăștia sunt angajații mei, nu am nevoie de mai mulți până nu mă extind. Dacă voi mai lua un autobuz, bineînțeles, voi mai angaja și un tip de-asta. Ca și mine, cum vedeți aici, eu fac level și ca și mine și ăștia fac level, da? Au experiență de acumulat și pe măsură, poanta este că pe măsură ce fac level trebuie să le crești salariul. Și mă gândesc o strategie să îl concediez pe unul din ei la un moment dat și să îți iei altul nou. Bineînțeles, e mai puțin eficient. Prezici voi aici pe un post că ești scholar, știi? E educat, adică, doamne, are studii înalte ca să fie școler, chiar tipa asta a lucrat la NASA, dacă vă vine să credeți, ca, tot ca șofer, ce-i drept, dar totuși vine de la NASA. Ok. Da, și îi angajezi pe tipii ăștia, după care îi repartizează automat, nu, de fapt tu îi repartizezi diferitelor linii pe care tot tu le creezi. Deci, pe măsură ce crești în nivel al jocului, al reputației, cum este numit, îți înlochează primăria, practic, cu care ai contract de a asigura transportul călătorilor, districte noi, cartiere noi din orașul ăsta, da? Care e destul de mare, dacă observați. Momentan am înlocat 3, ăsta din care am început, și încă 2. Și în aceste zone ai bulinele astea care sunt stații, practic. Și tu poți crea, eu am deja 3 linii create pentru cele 3 autobuze ale mele, dar poți crea linii noi când vrei tu, îi dai pe create aici și după aia poți repartiza stațiile fără niciun fel de probleme. Din păcate nu poți crea stații noi. Trebuie, observați, trebuie puse stațiile după cum sunt date pe hartă. Vreau pe asta, atunci îmi va face traseul către asta. Dar o chestie a editorului ăsta care mă enervează și care se putea mult mai bine, ce vrei, e un joc indie, dar oricum se putea mult mai bine, este că nu poți reveni la întors pe aceeași stație. Observați, dacă am, sau poți reveni, dar nu poți reveni, anulează asta pur și simplu și o mută pe 2 aici, da? Deci trebuie să revin și să reselectezi asta. Deci practic nu te poți întoarce înapoi pe unde ai venit, pe același drum. Deci eu, ca să fac un tur complet, ar trebui să fac până în 4 și după aia cam atâta. Dacă vreau să revin la 1, deja mi-anulează 1. Deci nu așa se face și îl duc pe 4 până aici, da? E un editor cam deficitar. Și bineînțeles, puteți să faceți oriunde doriți voi click pe oricare stație disponibilă, chiar și dacă traseul trece prin un district blocat. Dar nu veți avea stații disponibile de oprit în acel district, da? Cam asta e ideea. De asemenea, o altă chestie important de știut, dacă sunteți interesați în jocul ăsta, trebuie să mergi tu însuți, să conduci măcar o dată o linie,
odată ce o creezi, înainte să poți pune unul din șoferii tăi să circule pe linia respectivă, da? Și noi vom face cea mai... vom merge după obiective. Aici avem și obiective în jocul ăsta. Ăsta e obiectivul care îl urmez eu acum, să am o rută, un traseu cu cel puțin două stații de autobuz în fiecare district disponibil, da? Și asta este asta. Asta e sau? Stai că nu mai știu care... Ok, asta e, după cum vedeți. Cu șase stații și vine pe aici, se duce tot mai până aici, Barta e ocolul, trage, dar o trec prin toate districtele disponibile, da? Și asta o vom face. Aceasta este o rută nouă, nu a generat income. Odată ce șoferii mei sunt repartizați, te repartizate foarte simplu, pur și simplu faci click pe plusul ăsta, pe linia respectivă, selectezi unul din șoferi și îl repartizează în mod automat. Odată ce îi repartizezi pe șoferi, ieși tu o linie și pleci în traseu. De fiecare dată când tu faci un traseu, fac și șoferii tăi în același timp cu tine traseele lor respective și la finalul sesiunii îți dă income-ul. Deci e un fel de manager, știi, în afară de partea de simulare. Ok, hai să conducem ăsta, un traseu complet nou. Mi-aleg eu autobuzul. Ăsta cred că e cel mai nou. Da? Iar șoferii mei își aleg automat, eu nu pot controla, nu pot repartiza autobuze șoferilor. Odată ce eu mi-am ales autobuzul care vreau să-l conduc, șoferii mei își împart între ei autobuzele rămase. Cam așa funcționează, da? Ai posibilitatea de quick start care te pune direct pe traseu, altfel trebuie să pornești de la garaj. Vom porni de la garaj dat fiind faptul că ultimul clip l-am șters și nu ați văzut chestia aia. Sau puteți face ruta în reverse, deci începeți de la sfârșit și mergeți spre începutul traseului cum ar veni. Mergem normal și hai să vedem. Ok, bun venit în garajul meu. Sunt multe garaje ca ăsta, dar ăsta este al meu. Din păcate a trebuit să reduc setările grafice destul de mult pentru că e foarte prost optimizat jocul ăsta. Nu arată rău, dar la ce seturi grafice și la ce tehnică folosește a trebuit să meargă mult, mult mai bine decât merge de fapt. Deci asta este autobuzul nostru pe ziua de astăzi, cel mai mare și cel mai nou autobuz al meu. E cu 3 uși și avem disponibile și autobuze cu două uși și de asemenea am înțeles că sunt disponibile mai încolo și autobuze cu cu coadă, cu remorcă. Apeși pe ăsta, deschizi ușa șoferului. Să vă arăt, ar trebui să vi se pară destul de cunoscut. Arată ceva mai bine interiorul față de ce avem noi pe aici. Dacă nu mă înșel, simulatorul ăsta este nemțesc. Logic, germanii fac toate simulatoarele la ora actuală. Mai ales când vine vorba de autobuze și chestii de astea și alte utilaje. Arată mai bine interiorul, dar tot un autobuz nemțesc e, deci cum sunt și astea ale noastre mercedesurile astea. Deci e ok. Layout-ul vă este cunoscut, da? Mai ești compozitor. O chestie inedită pentru cei din voi care stați în București este chestia asta. Nu atât de mult pentru cei din voi care stați în anumite alte orașe de provincie. Șoferul este și casier. Deci pot intra diferiți tipi la mine în mașină, pe aici, tarada, și dă-mi un bilet, pac, și trebuie să-i bat bilet. Am mai văzut așa ceva, mai și în primul clip, dacă l-am șters, bineînțeles, nu mai puteți să auziți ce am zis în primul clip, așa că mă repet. Ce este asta? Ah, open gate, trebuie să deschid poarta, logic. Am văzut sistemul ăsta în Brașov. E un oraș de provincie în care am fost și am mers cu transportul în comun și am văzut că au exact același sistem. Nu e ca în București cu cartelă, știi, că îți cumperi cartelă și compostezi aici cum ar veni. Deși are și chestia de asta, după cum vedeți. Șoferul nu e sigilat de restul autobuzului și poate emite bilete. Na. Deci, ok, hai să facem procedura de start. Mai întâi închidem ușa. Acum trebuie să pornim motorul. Are trei poziții cheia. Destul de realist. Și am pornit motorul. Yay! Ok. Asta e frâna de mână. Trebuie să-i dăm disable. Apăsăm aici D de la drive.
Mergem. Acolo, ăsta e GPS-ul. Deosebit de util. WASD e controlul pe tastatură, de asemenea Q și E sunt butoanele de semnal. Poți da și semnal, evident. Evident că poți da și semnal. Și trebuie să mergi după GPS. Ne apropiem în scurt timp de prima stație. Op, pardon, pardon, pardon. Nu că, de fapt, știu să merg cu asta. Ok, punem frâna de stație. Habar n-aveam, am învățat niște chestii complet noi despre cum se folosesc drăciile astea. Eu nu știam, credeam că au frână de mână, ca orice alt vehicul, dar autobuzele astea nu au doar frână de mână, au și frână de stație, dacă observați. Frâna de mână v-am arătat-o, iar frâna de stație este butonul ăla de pe de aici. Asta e. Nu, ăla este să... Bus stop brakes, vedeți? Și asta îl ține pe loc cât timp e în stație, ca să nu plece, știi? Să se împiedice să cadă. Apeși asta, se luminează indicatorul ăsta aici și de asemenea și pe buton se luminează și ține autobuzul pe loc. Habar n-aveam. Procedura când intri în stație, trece și ambulanța acum, este să apeși asta, bus stop, după care să apeși kneeling, care îl lasă pe o parte, ați văzut și la noi chestia asta, ca să le fie mai comod pasagerilor să intre să iasă, și după aia deschizi ușile, avem trei uși, da? Eu nu știam că este atât de complicat. Eu credeam că toate chestiile astea cu lăsatul într-o parte și chestiile astea se fac automat. Dar se pare că nu, sau e diferit față de la noi, nu știu sigur. Credeam că șoferul doar apasă un buton și aia e. Dar nu e așa. E o procedură mai complexă. Bineînțeles că te punctează. După cum vedeți, arată foarte bine. Jocul este foarte bun și e imersiv și îmi place, chiar îmi place, chiar mă distrează. Arată foarte bine jocul. E prost optimizat, ce-i drept, dar grafica este bună, arată super bine. Sunt foarte mulțumit. Bine, conform standardelor actuale, poate nu vă așteptați la prea mult din partea lui, poate vă vine să-l criticați, dar trebuie să vă... Op, stai că ăsta s-a oprit. Dar trebuie să vă dați seama că este vorba de un proiect indie, da? Și are o grafică, cred că... Peste... Adică, nu e chiar la nivelul unui GTA actual, dar face cinste unui Mafia 1 sau unui GTA 3 sau San Andreas sau ceva de genul ăsta. Ok, și sound assets-urile îmi plac la nebunie. Pentru realism, îi trebuie unui joc să aibă din plin sound assets-uri. Ăsta are, observați, când cresc viteza, zdrângăne de la drum tablele pe el și toate chestiile astea. Foarte, adică sper să se audă, nu știu cum am setat sunetul, dacă se aude sau nu, dar e foarte bine. De asemenea, îmi dau seama că trebuie să merg o groază de timp fără să fac nimic, practic, până la prima stație. Vedeți? Și mă și oculește GPS-ul ăsta. Nu știu de ce. De asta nu-mi place. Eu de obicei, dacă n-ar fi cu scop demonstrativ să vă arăt cum funcționează, i-aș fi dat quick start și m-ar fi pus direct pe traseu înainte de prima stație. Trece polisul. Văd că nici la ăștia nu oprește nimeni când trece polisul. Conform legislației, dacă nu mă înșel, cel puțin când am făcut eu școală șoferi, te obliga să oprești complet pe marginea drumului dacă trece poliția sau salvarea. Nu se mergi mai încet la marginea drumului ca să-i lași să treacă cum fac. Hai să fim serioși. Oricine face așa ceva, nimeni nu oprește. Dar conform legii trebuie să oprești complet. Să-i lași să treacă. Dăm semnal că trebuie să facem la stânga. Cedăm prioritatea. Și acum ne băgăm și noi. Bineînțeles, trebuie să cedăm prioritatea și pietonilor. Nu pușim vreun pieton. N-ar fi indicat. Și acum tot la stânga trebuie să facem. Și acum sper că în sfârșit suntem pe traseul care trebuie.
ne întoarcem, am făcut toată curba asta ca să ajungem înapoi la prima stație. Și bineînțeles, nu pot să-l depășesc sau să încercăm să-l depășim. Hai să încercăm să-l depășim. O, da, depășire cu autobuzul. Acum pot spune că am făcut-o și pe asta. Vedeți? Se poate da scroll out să vedeți și de afară. Am avut mari probleme inițial să... Oh, shit, ce era să-l iau pe ăla. Să fac curbe la stânga, observați și voi cât de lung e ăsta. Și am ajuns în prima stație. Ok. Sau nu e asta prima stație? Oricum opresc. Dai semnal că te punctează. Oprești, pui frâna de stație cu F, lași pe o parte, fac Q-ul, știi? 1, 2, 3. Deschizi ușile. Și trebuie să dăm și bilete, bineînțeles. Stai că am pus prea multe. 2. Ok, 4,40. 4,50. Și cu 1. Plăcere. De obicei, în fiecare stație, minim câte unul care cere bilet. Avem aici cameră să vedem dacă e totul în regulă. Și ne continuăm treaba. Cam așa se face. Frumoasa viață de șofer de autobuz. Bine, măcar e mai interesant decât ce avem noi pe aici, pe la RATP, că la noi nu trebuie să dai bilete. Doar îți vezi de condus, vorbești cu un prieten pe la telefoane, asculți o muzicuță, la un nivel mai decent, așa să nu deranjezi publicul. Chiar nu se mai pune muzică la noi prin autobuz, am observat. Înainte, parcă puneau, aveau. Sau astea, noi nu au. Știu că la alea, ale noastre vechi, prin 2000 sau când erau alea, nici nu mai știu ce marcă erau. Alea aveau difuzoare prin tot autobuzul, mă mir că nu le-au șterpelit. Dar astea noi, merțanurile astea nu cred că au. De asta nu mai pune nimeni muzică prin ele. Sau nu, trebuie să aibă, că e sistemul ăla de informare, atenție, urmează stația. Trebuie să aibă, nu? Nu știu. Ok. A, stai. A făcut ăla ding și am crezut că s-a făcut verde. Prost sunt. De fapt, nu. Chestia aia cu dingul înseamnă că apasă cineva butonul că vrea să coboare la următoarea stație. La noi mi se pare că l-au și scos din funcțiune, nu cred că mai funcționează. Nu cred că îi arată nimic șoferului. L-au scos sigur. Nu, asta e, asta e. Au scos siguranța. Și pe drept cuvânt, că oricum trebuie să oprească în toate stațiile. Nu e ca și cum ar avea opțiunea. Trebuie să oprim ușor, să nu uităm pe ăștia cu capul de pereți. Că altfel se supără. Îl lăsăm pe o parte. Deschidem ușile. Așteptăm să urce lumea. De ce vă întrebați de ce am acolo ding 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 că vând bilete? E, Hello, hello. No, one ticket. Ăsta e tare, n-am mai văzut. Ăsta e străin, știi? Foarte mulți. Bine. Stai, toți arată cam la fel. Ce facem ăsta? E bad. Ok, două regulare pe week, da? Și ăsta n-a plătit. Probabil a plătit cu cardul, mă gândesc că am și un cititor de card acolo. Cred că e cititor de card. Sper să nu mă fi tras pe scoară. Ok. Ideea este în felul următor, că asta îmi place. Există diversitate între pasageri. Chiar dacă arată toți la fel, că n-au decât câteva modele,
Dar fiecare are câte altceva de zis când se urcă și își cere bilet, are mici nuanțe, micile nuanțe. Asta denotă calitate, indiferent dacă vorbim aici de un proiect mic indie cum e ăsta sau de un joc AAA. Da? Bannerurile alea, cum sunt făcute pe marginea drumului, asset-urile, faptul că au atât de multe modele de mașini. Pe bune, dacă lăsăm la o parte grafica, care e destul de rudimentară, vorbim strict de modelele de mașini care le-au făcut pentru jocul ăsta, ar face cinste oricărui GTA. Însă și faptul că te poți da jos din autobuz și să mergi pe jos. Eu dacă vreau în momentul ăsta îi las pe ăștia aici, mă dau jos, merg pe drum. Bine, n-am ce face, că nu pot să intru în magazine sau în locuri, dar am această opțiune. Foarte detaliat. Foarte detaliat, îmi place. Îmi place cum l-au lucrat. Îmi place cum l-au lucrat. Am hotkey-urile astea cu shift, am cheamul ăsta să-i văd cine intre și cine iese. Cu F1 am vederea asta, să văd din autobuz, practic din oglindă, deși aș fi vrut pur și simplu să pot regla oglinda. Nu poți regla oglinda, vedeți că mă arată pe mine, nu autobuzul. Oglinzele nu se pot regla, mi-ar plăcut să le pot regla. Dar oricum, e foarte... și dacă vă întrebați cum dau zoom out, zoom in, cu scrollul mouse-ului. E destul de simplu. Nu e mare prânză. E rudimentar sistemul din punctul ăsta de vedere. Am comenzi complet, observați aici, pentru radio, nu o să-l pun în funcțiune, că poate iar mă ia pe copyright, dar am comenzi complete pentru radio, pentru climatizare. Bine, nu vă gândiți climatizare de genul ăla, că ai buton de clima automată, radio, clima bizonică, vă mai închis pe ăla cu clima bizonică de câțiva ani buni. Țăpărlan. Ok. Toată lumea jos. S-au sus și s-au sus. Și observați că te punctează acolo. A, cred că mi-am uitat ideea, scuze. Cum de încasez bani chiar dacă nu e nimeni aici să mă plătească? Evident, din biletele încasate la automat în spate. Vedeți? Ok, hai să vedem. Un regular one trip. Ok. 10, 20, 50. Thank you very much. I need a ticket. One regular one trip. Gata? Toată lumea fericită. Ridicăm autobuzul, dăm semnal. Plecăm. În general, la majoritatea stațiilor intră câte unul să ceară bilet. Bineînțeles, se întâmplă de mai multe ori să fie câte doi, nu? Sau uneori, mai multe ori, uneori. Place că, dacă priviți și pe... nu e foarte populată strada, dar oricum sunt oameni care se deplasează. Sau sunt oameni care se deplasează? Da, sunt oameni care se deplasează. Sunt cafenele cu mese trase pe trotuar și chestii de astea. Nu asta trebuia să fac. Asta lasă frâna, dă semnal și hai. M-am învățat cum să iau curba înainte, în primul clip, dacă l-ați văzut, luam curba ca și cum aș fi avut o mașină mică. Și mereu călcam cu roata din spate când făceam la dreapta. Acum m-am învățat. Era că îi pocnesc pe aia, știi, din față când iau curba, dar asta e nici să-i faci, să te strecori cu o matahală de asta pe străduțele astea, e ceva. Toată admirația mea față de voi dacă sunteți șoferi pe bune de camion de ăsta, de autobuz de ăsta și vă uitați la chestia asta, bravo fraților. Eu nu m-aș descurca, de exemplu cum e 368, sau te descurci dacă te obișnuiești. Că face la romană, întoarce și pe aia pe străduțele alea. Din centru, care e un centimetru, cu un centimetru e mai lat drumul decât mașina. Sunt toți aia parcați pe margine, știți de asta. One ticket, please. Prin centru. Ok, one ticket. Regular vrei, da? Vrei o regulată? Bani mari. 20, 50... Gata, fericită. Thank
you very much. Can I have a ticket, please? Da, da. One regular, one trip. Cred că i-am dat greșit restul aia. Ok. Print. Dă-mi mai băbește așa, să nu mă mai încurc în clapete. Ok. Ce, mă? Ah, se mai întâmplă chestiile astea. Una din ușă e blocată. Nicio problemă. Plecăm de la locul... Faptei trebuie să descuiem ușa, controlul manual al ușii. Cuiem. Punem înapoi pe automat. Scuze de întârziere! Nu vă faceți griji, suntem în... Suntem conform programului, n-avem treabă, ajungem. Ajungem la timp. Sunt și efecte de weather. Câteodată plouă, câteodată... Nu știu dacă ninge, dar sigur plouă. Deși efectele de ploaie... Ho, era să-l put pe ăsta. Puteau fi făcute mai bine. Vreau să vă arăt odată, dar cred că s-a făcut deja la mai fânește tip la noi. OMSI, Bus Simulator 1 și 2. Cred că e lăudat ca fiind cel mai bun simulator de bus din ever. Tot de nemți ai făcut. Sunt experți în simulatoare de genul ăsta. Unele mai bune, altele mai puțin bune. Mă gândesc, Garbage Truck Simulator? Să te formeze profesional. Farm Simulator. Da, da, e OMSI ăla. Omnibus Simulator. Care face furori. Este, cred că cel mai bun, cel mai detaliat, cel mai asta. Numai că am văzut că... Este... Din perioada în Germania se petrece el, da? Și e undeva în perioada, cred că prin anii 60 are loc acțiunea, deci autobuzele sunt de alea vechi. Ceea ce e mai ok, e mai mișto, îmi se pare mult mai mișto autobuzele alea vechi, mă amintiți? Seamănă foarte mult autobuzele cum aveam și noi pe aici, prin România, pe vremea răposatului. Așa că aș vrea să-l încerc și pe ăla Svilară și vouă. Că ăla ar fi campion în materie de simulator de autobuz. Dar ăsta e foarte tare. E bine, e bun. Adică are, e funcțional, e interesant. Am mai zis și în primul clip, dar acum nu mai există, o să repet. Mi se pare chiar mai interesant. Bine, nu ca asset-uri și ca calitate de development, n-are cum să fie față de Euro Truck Simulator. Se pare mai interesant că ai mai multe chestii de făcut. Oprești în stații, dai tichete oamenilor și chestii astea. În Euro Truck Simulator arată mai bine, se mișcă mai bine, sună mai bine, dar practic nu prea ai nimic de făcut decât să mergi distanțe incredibil de mare în linie dreaptă, cu excepția momentului în care intri într-un oraș și de obicei intri în orașe doar când ești pe punctul să lași marfa, încărcătura. Intri, te duci până acolo și singurul challenge ar fi când parchezi trailerul, dacă vrei să parchezi trailerul și nu o faci instant. În rest, în asta trebuie să oprești, trebuie să fii atent la o grămadă de factori, să-i duci pe ăștia blind, să nu-i spuci, să chestiile astea te deportează. După aia dai faliment. Oricum aș fi foarte bun de șofer de ăsta. Hop! Dacă nu încalec bordura. Dacă n-aș încălca bordura, aș fi perfect. Am talent să opresc la fix. Perfect stopping position, vedeți? Nu vrea nimeni să mai... Îmi... Ha, interesant, de data asta probabil se mai întâmplă. N-a vrut nimeni să-i vând bilet. Toți l-au făcut automat. Da, deci chestia aia că ticket sold, ticket sold, e vorba, au deja oamenii bilet și compostează în spate. Pot face și lucrul ăsta. Și mi-a dat acolo și timp, vedeți, să ajung în intervalul respectiv de timp la următoarea stație. În general nu e prea stresant. Adică poți ajunge în timp util destul de lejer, nu trebuie să
să ai grijă problemei astea, decât dacă nu cumva se întâmplă ceva și stai extraordinar de mult la o stație sau ceva, sau pe drum. Cum mi s-a întâmplat mie, cum am să-mi fac un cappuccino și am dat alt tab și am uitat să-mi pun pauza jocului și nu pune pauza automat. Și când am venit, eram cu 2 minute sau ceva de întârziere. Ce facem? Ok. Hai că am învățat-o. Este? Este că mă descurc? Am luat curba aia ca un profesionist. Ca un profesionist am luat-o. Place foarte mult faptul că un joc, mai ales când vine vorba de un simulator de ăsta care trebuie să fie imersiv, e foarte important, la fel de importante ca grafica, sunt și asset-urile de sunet. Și place tare mult și zgomotul motorului, cum e foarte realist, și zdrângănitul tablelor. Foarte mult îmi place. S-ar putea să nu fie parcare perfectă asta. One ticket, please. Ok, nicio problemă. One ticket. Ce? Ah, de săptămână vrei. Ok, 33, 34, 35, 40. Thanks. Have a great day. Cu mare plăcere. Lasă-mă să ies. Totdeauna să mă lasă să ies. By the way, dacă nu știți, nu știu, ați trecut ca găsca prin baltă la școală sau chestii de-astea și nu ați percutat ideea asta, autobuzele întotdeauna când ies din stație au prioritate. Deci trebuie să le cedați trecerea să iasă. Cel puțin așa scrie la catastif. Că nu o face nimeni niciodată. Asta e partea a doua. Dar conform legii, când iese un autobuz din stație, trebuie lăsat să treacă. Are prioritate. Nu vă ambiționați. Plus că e mai mare ca voi. Nu vă ambiționați. S-ar putea să fie un șofer mai neatent. Sau mai neatent în mod voit și să vă acroșeze. Se poate întâmpla. Nu, nu-mi place că nu pot vedea câte stații mi-au mai rămas. Am senzația, bine, un traseu extrem de lung. Dar am senzația că mai am o groază de stații. Aici nu trebuie să opresc, sper. Dacă văd eu bine acolo. Sper să nu fi trebuit să opresc acolo și am oprit. Nu, e bine. M-ar fi alertat, mi-ar fi zis, you failed! I was looking at indie games and found this pretty awesome game called Son of Noor. Sunt sigur că ăla e unul din jocurile lor. Al devului. What's it about? You are this mage person trying to stop the extinction of your people. You can pick up stuff with your mind, move the earth whenever you want, and combine it all with elemental magic. You should get it, man. We can play some co-op online. Reclamă. Reclamă disimulată, sunt sigur că e tot jocul lor. Da, e ok. Măcar au făcut-o într-un mod bun, adică cu bun gust. Nu. Așa să faci. Și îmi place chestia asta, vedeți? Elemente de detaliu, atenția la detalii.
Îmi place. Chiar poți auzi chat, știi, între călători. Hai să mergem. Nu, asta nu e stația mea. Asta nu este stația mea. Stația mea e după colț aici. Îmi place când merge un autobuz pe banda a doua. Nu apucă foarte des să meargă. Nu apucă foarte des să meargă autobuzele pe banda a doua, decât dacă trebuie să se înscrie să facă la stânga, undeva într-o intersecție mare. În general sunt vehicule de banda întâi. Așa că mă simt așa. Și ca pasager, nu știu de ce. Îmi place momentul în care văd că sunt în trafic, știi, prin dreptul ușii, nu văd trotuarul, văd alte mașini. Nu știu de ce. Există posibilitatea să fie doar o ciudățenie de-a mea. Probabil. Mă gândesc. Că ar fi. Toată lumea jos, să nu se ghiciuiască nimeni. Hai de bine, ce-au coborât atât de mulți aici, mă? Sper să nu se ghiciuiască niciunul. Hai că vin clienții. Vin mușterii. Tu n-ai vrut nimic? Nici tu n-ai vrut nimic? Tu ceva, ce intri, ieși. Atât? Interesant. N-a mai vrut nimeni să composteze la mine, să eliberez un bilet. De compostat, o compostat, al văzut. Foarte rar se întâmplă așa ceva. De obicei, minimum, o persoană cere un bilet. Nu se întâmplă prea des. Interesant este cu... Bine, și noi avem diferite tipuri de abonamente. Dar interesant e cu... Tipii ăștia, vedeți că vor bilet pentru o săptămână, pentru o zi. Ce ai, mă? De unde știi tu ce viteză am eu? Tu vezi de treburile tale acolo. N-auzi ce scrie acolo? Lângă oglindă? Nu vroia șoferul. By the way, există posibilitatea să te ia radarul și să te amendă și e destul de usturătoare. Dar, dacă apăsăm T, vedeți că se aprinde LED-ul ăla pe buton și s-a luminat butonul ăla. Ăsta. Ăsta. Și observați ce scrie aici. Speed control. Asta înseamnă că nu te lasă să depășești viteza maximă admisă pe o anumită zonă de drum. E dinamică treaba, nu e fixă. Adică dacă ai viteză maximă 30 la oră, nu poți depăși 30. Dacă ai 50-70 la oră, nu poți depăși viteza aia. Așa că funcționează destul de bine. Bineînțeles, există cazuri, dacă ești în întârziere sau ceva, care riști și te grăbești. Dar oricum autobuzele astea, nu știu, poate doar la vale, dar în general nu cred că poate să prindă 70. Întotdeauna pun frâna de stație, mă apăs când stau pe loc, chiar dacă nu sunt în stație, pentru că mă enervează, are o chestie care, o opțiune, dacă o putem numi așa, care în general mă enervează cam la toate jocurile auto și în jocul ăsta nu pot dezactiva, și anume, face trecerea automată, după cum observați acum, dacă vedeți aici la cutia de viteze, face trecerea automată între... drive și reverse
dacă țin apăsată tasta de direcție înainte sau înapoi, nu rămâne neutru. Și în general nu prea reușești să o fixezi și balansezi pe în față, pe în spate când stai pe loc. Mă enervez. Asta e. Așa că prefer să apăs frâna. Și e păcat că în general autobusul se comportă bine, foarte realist. N-am de ce să mă plâng. Dăm semnal. Oprim. Mai are cineva? Tu, știam că mai e cineva. Ce face asta, mă? Vrea să mă fluiere? Interesant e că ăsta are, nu știu dacă așa, oficialitate. Mă gândesc că trebuie să fie, dacă e aici. Maneta de semnalizare... Observați cum e? Ia să vedeți. Observați? E în partea stângă. Pardon, în partea dreaptă, scuze, a volanului. Iar în partea stângă e maneta de ștergătoare. Și nu, jocul nu merge chiar atât de greu, deși merge cu sub 20 de frame-uri pe secundă, ceea ce e oribil, dar nu chiar atât de greu cum par a funcționa semnalizatoarele și ștergătoarele. Adică camera și controlul mașinii sunt relativ ok. Așa că nu știu care e faza, de ce merg atât de încleiat alea, deci că au animația pe două frame-uri. Facem la stânga. Trebuie să cam călcăm sensul opus. N-avem ce face. E o oră la Warport dura. O mașină foarte lungă. It's not a party. It's more like a casual gathering of friends. It starts at 8. Aia se distrează. Eu nu vă înțeleg. Voi îmi ziceți mie să nu depășesc viteza. Și tot voi vă plângeți că întârziați. Azi vedem și camera asta. Cum coboară lumea, cum urcă. Bă, da. Chiar nimeni nu mai cere un bilet? Asta mi se pare ciudat. Asta mi se pare foarte ciudat, că nimeni nu mai cere niciun bilet. Yay, ajungem la St. Andrews. Deja am ajuns să cunosc de când joc. Două zi sau două. De vreo două zile, cred că îl joc. Deja am ajuns să cunosc punctele de interes. Uite biserica acolo. Biserica are un aer gotic. Cred. Toată lumea jos! De fapt, nu. Nu e capăt de linie. Gata? Splendid.
A, vedeți? E programat cum trebuie. Îmi cedează trecerea când ies de stație. Ați vedea că îmi zice ceva, îmi dau seama că nu l-am ridicat tot cu el într-o șipcă stau. Sunt curios dacă îmi zice ceva. Dacă mă avertizează. Și ce, se strică ceva sau ce? Bine, hai să-l ridicăm. Nu înțeleg de ce nu trebuie să merg cu el cât timp e pe vine. Cât e a plecat într-o parte. Adică se poate întâmpla ceva rău? Atâtea probleme. N-ai voie să mergi cu el când ești pe o parte. N-ai voie să nu fii pe o parte când ești în stație, când te depuntează. Știam eu că vrea să treacă asta. Data trecută mi s-a întâmplat o chestie la o curbă la stânga. Chestie extraordinară. Eram deja înscris, aproape trecusem de curbă. Nu trecea nimeni pe trecere și din unghiul scurt, cine a venit? Un tip și s-a aruncat singur, a intrat în roțile mașinii. În roțile din spate. Și mi l-a punctat ca și cum aș fi omorât o persoană. Și am pierdut complet misiunea respectivă. Nu mi-a dat niciun punctaj, niciun nimic. A trebuit să iau de la capăt. Așa că se mai întâmplă și de astea. Poate era sinucigaș. Ce croncărește în spate acolo. Nu sunt chiar așa mulți. Vedeți, dacă așa stau treburile, că nu sunt foarte mulți călători zilnic, au toți loc pe scaune și chestii de-astea, poți să ai și autobuze cu două uși, poți să ai și șoferul care să emită bilete. Gândiți-vă și voi la un trafic și la ce tractiri de pietoni care, sau de, mă rog, de cetățeni care merg zilnic cu mașinile astea, cam cât ar dura unui șofer să stea să bată bilete dacă ar fi așa situația la noi în București. Destul de sumbră. Ok. Un regulat. Cu plăcere. O zi nemaipomenită și ție. Îmi place că toți aia trebuie să stea în fundul meu. Cât timp sunt în stație. Îți dai seama că la noi, dacă ar fi fost, ar fi depășit de mult. Ăla din spate. Ultima stație. Am rezolvat campania. Misiunea, băieți. Suntem tari. Este. Tu-tu. Nu înțeleg ideea dingului ăluia, că vrea să coboare, oricum opresc în toate stațiile. Mă gândesc poate dacă o oră relaxată, nu știu, noaptea să mă știe și nu e nimeni în stație, mă gândesc că poate pot să nu mă opresc, dacă nimeni nu vrea să iasă. Mă gândesc că ăla e singurul motiv practic care îl pot găsi pentru dingul ăla. Oricum a fost o cursă imensă, extraordinar de lungă, a fost prin toate districtele, prin trei districte am trecut. Ați văzut și voi harta.
extraordinar de lungă. Dar mai puțin și o terminăm. Ce simbol are ăla acolo în față? E cumva simbolul de la Infinity? N-au. Deși o chestie amuzantă ați văzut, în load screen, mașinile aveau o siglă de DAF în față. În joc, au maimuțoiul ăsta care l-am și eu pe volan. Nu înțeleg, dacă au dreptul să folosească emblema de la DAF sau MAN, nu DAF era, mă, MAN era. O, stai că aia e altă. Era să fac curba greșită. Asta e. Se întâmplă. Mob. Ok. Dacă au dreptul să folosească sigla originală, de ce în joc au ales să meargă cu chestia asta, cu ăla bandajat ca vai de el? Măcar e victorios să face. Oh, yeah! Am reușit-o. La deal mai greu. Turat motorul. 30 la oră, da. De pe apă să citesc vitezometrul ăla. Sau ăsta e limita de viteză? S-ar putea asta să fie limita de viteză. Cam limitatorul activat, hai să vedem. Da, aia e limita. Bineînțeles, cutia automată de păstă, dar fiindcă e mai primitivă, nu știe să scadă turația. Dacă mergi prea turat la viteză constantă, prea mult timp. Să urce treapta. Și imediat după colț, ultima stație. Mulțumim că ați mers cu noi. Cu regia autonomă de transport Yoro. Sau Rat Yoro. De fapt, nu sunt regia autonomă, sau nu știu. Ăștia sunt privați în joc. Sunt contractați cu primăria pentru transport public, dar e o companie privată. Ceea ce e mai bine, evident. Niciodată nu e bine să te păzezi pe instituțiile ce își trag. Hai, treci. Ce își trag parnosul din bugetul de stat. Pentru că n-am interes să facă treabă. Decentă. Sunt interesați doar să-și ia șpârțul. 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 Rapid și fără muncă. Bucuria de a fi angajat la stat. Și ultima stație. Vă mulțumim că ați ales Yoro Boss. Sau ești un boss. Toată lumea jos. Și gata. Acum fie mă pot întoarce la depou, fie pot da aici enter și am încheiat misiunea și o să dau să nu mai pierdem vreme. Yay, 5 stele. Bază. Blană. Uite cum vine. Cum vine bănuțul. 5 stele. Ia să vedem. Am făcut level. Aaaa, mai aveam un fâță. Altă chestie care vă pot arăta, îți poți și customiza autobuzele. Paint job. Rim job, ce vreți voi? Nu. Rim job pe bune, nu. A fost doar o mică glumiță. Ok, decolsuri. Nu. Selectăm un decol aici și putem pune aici. După aia îl plasăm unde dorim noi. Alegem și o culoare. Toate astea sunt unlockabile din joc. Jucând jocul. Super tare, așa. Și de asemenea punem și ads. Putem plasa reclame. Care, după cum vedeți,
îți dau un profit suplimentar dacă ai reclame puse pe autobuz, cum e și logic, de fapt, săptămânal. Deci cam așa funcționează. Și cam așa merge treaba. Mulțumesc frumos pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul. Dacă doriți să mai vedeți clipuri cu chestia asta cu autobuzele, lăsați un like și bineînțeles abonați-vă sau subscribe, cum spun americanii. Dacă vreți să fiți la curent cu cele mai recente clipuri ale mele, rămâneți pe recepție. Data viitoare s-ar putea să vedem OMSI, cam cum stă. Și am mai găsit un joc super tare, simulator de metrou londonez. Ar trebui să fie foarte tare. O să poate îl vedem și pe ăla, da? Mulțumesc frumos pentru vizionare. Până data viitoare, rămâneți cu bine, toate cele bune și bye bye!